Merge, microfonul se aude, adică mă aud, să ziceți ceva, scrieți pe tastatură, da? Deci mă auziți, că acum nu mai știți, se vede, se aude, dacă se aude, se aude bine, dacă se aude bine, se aude ce trebuie. Mergem pe verde, dragi privitori, mergem pe verde și în vinerea aceasta, prima zi de vineri din septembrie. Iată că am trecut de primăvară, de vară și am ajuns în toamnă. Ce înseamnă asta? Că am trecut de valul 4 și urmează valul 5. Peste 1000 de infectări pe zi, ce am fost și ce am ajuns. Oare să vă salut ca în vremurile de glorie când postam numai pe Facebook și mi-începeam în fiecare dimineață video cu salutare, salutare, scump colegi de izolare? Ne bagă ăștia la lockdown sau nu ne bagă? Varianta Delta, istoria, cum avem varianta Lambda. Ăștia fac cu noi școală online. În primul rând ne învață să numărăm valul 1, 2, 3, 4, 5, până la cât să numărăm. Și după aia ne învață și alfabetul. Alfa, beta, gamma, delta, teta, sosui, tata, păveta. Cafeaua de după. Știu că nu sunteți zgârciți, știu că sunteți generoși pe buymeacoffee.com. Deocamdată în ceașca asta am strâns o singură cafeluță, dar nu mă plâng, de la domnul Titus Moldovan, căruia și pe această cale îi mulțumesc frumos. Să vă țină Dumnezeu suca și năravul. E altceva. Dom'le, când ai o cafea, când poți să bei o cafea, uiți că e scump gazul, că îți dă energie. Uiți că s-a scumpit factura la electrică, că te luminează cafeaua. Dar cum e asta, mă? Facturi umflate la gaz, facturi umflate la electrică, cu procente foarte mari. Păi cum asta, mă? De azi pe mâine așa ne creșteți prețurile? N-ați avea noroc, că bani aveți destui, că vă dăm, că vă plătim lunar, că altfel ne tăiați. Și nu mai avem apă caldă să spălăm copilașii, nu mai avem căldură în casă să se simtă bine și socra. Nu vi rușine, nu vă ajung banii, vă mai trebuie, ne tot trimiteți plicuri cu informări, dezinformări și așa mai departe. Și până la urmă, toată săptămâna am văzut cozi și la gaz și la electrică să se corecteze contractul. Păi bă, dar voi nu știți că suntem oameni de bună credință, suntem plătitori, dar ce să facem? Ne întoarcem în epoca de piatră, ne facem foc în mijlocul apartamentului, încălzim pe plită apă ca să avem să ne spălăm pentru nevoile casnice. Halo, suntem în mileniu 3, mă, nu vă ajung banii, vă mai dăm că avem de unde. Sau nu? Dacă și guvernul trebuie să intervină acum în problema asta cu facturile umflate. Nu vi rușine, mă! Nu vi rușine, trageți de pe noi șepte piei de parcă n-ați avea ce pune în laboș la copii? Ce lume rea! Ce lume rea asta! Asta mi-aduce aminte de niște versuri celebre. Ce perversă e lumea și rea, da? Jador, Jador, un nume devenit deja pronume, prenume și alte cazuri gramaticale. Jador a vrut să-și laude colegul de trupă, prietenul de trupă. De ce? Acesta, prietenul, își luase o mașină, un bolid, o... Bă, mașină de șmeche. Și Jador s-a dus pe lângă mașină, a deschis portiera, s-a uitat la ea, l-a felicitat. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să ai noroc de motoruți. Cum se zice, cum se urează între bărbați când își iau mașină nouă. Și lumea, care e și perversă și rea, ce a făcut? După ce a plecat Jador, a spart mașina lumea. Lumea a spart mașina. Scuzați greșeala, a spart lumea mașina. Că au crezut oamenii că e mașina lui Jador. Câtă perversitate, câtă răutate. Au ei nu știu că Jador are o mașină de altă culoare și de alt calibru. Vedeți? Cum intră omul la o idee, no, și-a luat Jador mașină nouă. Ce să facem ca să-i stricăm plăcerea? Să-i o spargem. Din nefericire și din ghinion, colegul de trupă și prietenul a avut nefericirea de a fi spartă mașina, dar Jador merge înainte ca vântul în vama veche. Lui Jador nu-i pasă de bani, el ia 5.000 de euro ia pe spectacol, pe concert, că i-a crescut cota de când a fost la Survivor, la Puterea Dragostei, 5.000 de euro. Și dacă va merge la emisiunea aia celebră de pe TVR2, sâmbăta de la 11, Hora Piticilor, fără 10.000 de euro, nu-l mai ai la niciun chef. Mulțumesc pentru cafea. buymeacoffee.com/Nicu Bendea, adevărat. Da, domnule, e o modă în România. Bărbații se plâng, femeile duc greu. O doamnă de 71 de ani din Piatra Neamț și-a făcut curățenie în casă. Și ca toată femeia gospodină, după ce a terminat în casă, a ieșit în balcon. Că nu ideea, nu încep din balcon să merg spre ieșire, încep din casă și termin în balcon. Ei, odată ajunsă doamna în balcon, s-a blocat în balcon. Ghinion că era singură.
A sunat la 112 sau au sunat vecinii și imediat era la etajul 3. Imediat pompierii au pus cara, s-au urcat, pac, au debarasat au ăsta și i-au făcut cărare, doamne, ca să intre înapoi în apartament. Doamna, în loc să cheme pompieri, haideți mă la un cafea cu rom, haideți la niște mânjel, păpită, haideți că mulțumesc că m-a salvat, ce-o zis? Voi înapoi pe scară, că murdăriți gresia, alo, doamna. Femeia adevărată, mi-aduce aminte de Caterina Teodoroiu, de marile eroine, Muma lui Ștefan cel Mare, Vitoria Lipan și asta hotărâtă, nu m-ați deblocat? Mereți înapoi pe scară, nu-mi stricați voi curățenia. Apropo, doamna făcea curățenia pentru Paștele din 2023. Femeia româncă, femeia adevărată, ca Mihaela Rădulescu. Mihaela Rădulescu a spus că abia așteaptă să ajungă în România, unde delicatesa ei culinară o constituie parizerul cu muștar de tecuci. Vorba cântecului, domnișoare din tecuci, unde pula mea te duc? Așa, da. Deci, Rădulească nu refuză un parizer. Când ne gândim că doamna Elena Udrea iubea cărnații de pleșcoi care și doamna Rădulescu, nu știu, nu mă bag să le fie de bine. Româncă, femeie româncă, doamna Mihaela Rădulescu, adevărată, adică ea stă în Monaco, mănâncă acolo scoici, calamari, calamnici, calamijlocii, dacă vine în țară, bag un parizer la pateu. Bravo! Și doamna Șoșoacă a fost pe Transfăgărășan și s-a întâlnit cu un urs. Când a văzut-o ursul, ursul a zis mor și a zis, vezi, tot ce de sex masculin moare după mine, a zis doamna Șoșoacă. Nu zice mor de ciudă, am văzut-o pe Șoșoacă și plec. E o chestie bună, deci urșii vin până în zonele limitrofe orașelor, să punem câte o șoșoacă în zonele periculoase, da? Când vede aici ai șoșoacă, vine ursul, pac, cic și s-a dus înapoi. Deci ursul se întoarce în habitatul natural când dă de o șoșoacă. O șoșoacă neafiliată, dar poate alifiată. Ce să facem, ce să zicem, ăștia suntem, motive de bucurie pentru mama soacră în săptămâna asta, s-a reîntors bursucul la CFR. Și o budică și-a reziliat contractul și a venit Dan Petrescu. Soacra e așa de bucuroasă încât a zis, Gigi Becali, poate ajungi și tu pe locul 5. Dar voi pentru mine rămâneți pe locul 1. Hai să tragem un pic, mai avem câteva subscripții, subscrieri și ajungem la 11.000 de fani pe canalul de YouTube. Din 15 septembrie reîncepem și podcasturile și sketchurile. Fiți alături de noi pentru că nici nu știți ce pierdeți. Sau știți ce pierdeți, dar pierdeți pe mână cu noi. Vă jador!